Prima doamnă a României a luat aminte de-a lungul vremii la criticile stiliștilor vestimentari, astfel că în sfârșit, după 10 ani de viață publică, s-a prezentat impecabil la vizita diplomatică din Coreea de Sud. În exclusivitate pentru Playtech știri, stiliștii vedetelor Adina Buzatu și Florin Burescu și hair stilistul Adrian Constantin au analizat ținuta, machiajul și coafura lui Carmen Iohannis, soția lui Klaus, președintele României. Ea a primit și un sfat de aur pentru viitor în privința tunsorii. Cuplul prezidențial a depus în 22 aprilie o coroană de flori la Cimitirul Național din Seul. Vizita mea oficială în Republica Coreea a început la Cimitirul Național. Am adus un omagiu victimelor de război din Coreea de Sud, onorând sacrificiul acestora pentru libertate, pace și democrație, a transmis președintele. Adina Buzatu, vestita stilistă a vedetelor, e de părere că ținuta cuplului prezidențial este perfectă. Sunt ținute clasice formale, potrivite pentru un eveniment de nivel înalt. Sunt corecte, îmi place croiala costumului ei, o pune în evidență, îmi place mâneca sacoului, e foarte chic. E un model de inspirație anilor 60. Prima doamnă a României a purtat și o pereche de mănuși albe conform protocolului. Și Florin Burescu, designer și stilist, a analizat ținuta vestimentară a lui Carmen. Sunt de apreciat că respectă protocolul în fiecare țară. Ne dorim ca și la noi când vin străinii să le respecte. Costumul perfect croit, lungimea fustei este ideală, încălțămintea e foarte bine asortată. Îmi place și coafura, o avantajează, o sfătuiesc să o poarte mereu. Adi Constantin, hairstylistul vedetelor, a vorbit despre coafura aleasă de Carmen în vizita din Coreea de Sud, un pic diferită față de cum ne-am obișnuit. Carmen are o zonă de confort foarte clasică și care face casă bună cu poziția oficială a doamnei sale. Culoarea este una adecvată, așadar un plus pentru nuanța unitară aleasă.